Revenim în partea a doua a emisiunii noastre în această seară, stimați telespectatori. Am spus că o să intrăm direct cu un mesaj, cu o scrisoare din Basarabia a marelui poet și a marelui patriot Grigore Vieru, drept pentru care vă invităm să fiți atenți cu sufletul la ceea ce ne scrie așa din inima Grigore Vieru. Dumnezeu să-l odihnească, Iisus la Domnul. Scrisoare din Basarabia, cu vorba strângă și privită, eu știu că te-am rănit spunând că ne-ai luat și trai și știte și-ai înăvărit al meu bătrânt. În vremea putredă și goală, în mie, frate, cum să spun, pe mine m-au mințit la școală că-mi ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de put. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă salut. Credeam că un noroc e plata, un bine graiul cel suțit, citesc azi pe argheze blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăințe nesfârșite, mă rog iubitului Iisus, să-mi ierte vorba rătăcită, ce despre tine, frate, am spus. În Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de put. Vă scriu cum pot și prea târziu, pe dor de voi și vă salut. Aflând că frate mești, odată scăpai o lacrimă în privit, și-a fost pe loc și arestată și dusă ocră la Sibit. Acolo, în frigoroasă zare, din drobul mut al lacrimei, ocrașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de put. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Da, stimați telespectatori, o scrisoare din Basarabia. În această seară, în acest studio, o să mai avem ocazia să, eu știu, să ascultăm, să auzim, să recepționăm astfel de mesaj, așa de la inimă, toate legate de Basarabia, această lacrimă încă neștearsă de pe obrazul țării. Doamna Natalia Rusu, ne spuneți ce era cu tata, cum a fost și pe urmă, pentru că să ne gestionăm bine timpul, acolo da. Sunt niște comori. În 1938 tata a fost permanent concentrat în diferite colțuri ale țării. În 40, în perioada asta exact, era undeva în Bucovina, nu știm unde. Așa, el nu știu nimic, dacă ne-am refugiat sau nu, nu știm, noi nu știam unde este, așa că nu ne-am putut... Asta când am plecat de acasă? Când am plecat, nu știam unde este, nu știam dacă ne-am refugiat, nu știa. Așa. Și mama s-a dus la București, la minister, să vadă, aveam acolo un prieten, tata, mă rog, făcea și o leacă de politică și în cercul lui era un tip care a fost ministru agriculturii. Și s-a dus la dânsul. Și mama s-a dus acolo să se intereseze despre soarta care urma să o avem. Și ministrul îi spune, vii mata mâine. Mâine la ora cutare să fie aici. Bine. Se duce mama a doua zi și vede într-un fotoliu în fața ministrului un tip bandajat din creștet până în tălpi și începe să-i spună, vorbește cu omul, zice, dar nu cunoști pe domnul? Când se întoarce era tata. Tata a avut un accident de mașină. Adică trecuse printr-o barieră. Așa și i-o ras. Bine? Bun. E, așa s-a întâlnit. Tot în contextul evenimentului? Desigur că da. Sigur.
dar o săptămână sau poate nici atât de la fuga noastră. Și atunci s-au întâlnit, s-au reîntâlnit mama și tata. Ei, tata a vrut să rămână în București, mama nu, și ne-am stabilit în Roman. Până când mareșalul a spus treceți Prutul, și atunci mama a fost, tata era tot concentrat, și mama a fost obligată să meargă să redeschidă școala și să o reorganizeze și da, așa mai departe. Sigur că, că era directoare de școală experimentală și avea destule sarcini. A fost și cu biserica la fel, cei întâi au avut responsabilități. Da, pentru că, sigur că da. Da. Doamna Nadia, cum, cum vedeți, eu știu, Basarabia asta de acum, eu știu, s-o învățat din lecția istoriei. După perioada asta de 8 ani care am avut-o cu partea comunistă în spate și acum eu cred că... Care se pare că nu Da, n-a perit, dar acum la alegerile locale nu prea au avut câștig de cauză. Și oricum e altfel. Da. Eu pot să spun doar acum ce cred eu. Tinerii de acolo își doresc altceva. Tinerii de acolo vor să iasă la libertate. Asta au arătat și pe 9 aprilie în 2009. Și au impresionat o lume. Da. Și asta își doresc ei și acum. Vor libertate, vor democrația în sensul cuvântului, nu se zice că Republica Moldova este democratică, dar nu este așa, sau n-a fost cel puțin cei 8 ani de zile când ne-am avut pe comuniști asupra noastră. Acum Republica Moldova, Basarabia, cum e bine să spunem. Mi-e drag să spun Basarabia, da? E altfel. E mult mai deschisă, oamenii sunt mai luminoși la față. Bine, cu regrete, cu n-au putut realiza multe în perioada asta, cu... Un milion îți duși? Exact, îți duși. Dar nu-i bai, eu ce mă... Da, și da, mă duși. Au rămas limba română, oameni buni. Da. Au rămas tradițiile care sunt mult mai bine conservate decât în Moldova, de pe malul este la alta a Prutului. Iată ce face, adică, Doamne iartă-mă, în tot rău și un bine. Căutăm și un sământ, exact, o țâmbure de bine. Marele câștig și faptul că nu se mai pot întoarce. E o bornă, tineri au marcat-o și gata, până și aici încolo. Să știți că de la țară, eu chiar de la țară... Mai ziceți o dată de unde. Din sat Ermoclie, raionul Ștefan Vodă. Așa, să română. Eu mi-e dragă să zic că vin de la țară, acolo au rămas tradițiile, au rămas vorba aia, nu s-a schimbat nimic, chiar dacă în orașele mai mari, așa, putem spune că s-au rusificat majoritatea, iar la țară spun cu inima, cu mâna pe inimă, că totul este așa cum cred că doamna... Moldoveanu și da, Maria sa, cred că mama Nata poate să spună cum era cu... în 40 și cred că a rămas aceeași poveste. Da. Mama Nata a stat aici, v-ați întors cu mama la... Sigur că da. Acasă? Sigur, până în 44. Adică ați sperat că-i rost de revenind la rădăcini? Știți, mama mea nu credea deloc în superstiții, în chestii de astea, niciodată. Așa. Și vine Paștele 41. Și la mătușa aceea, cuptorul era în curte, într-o bucătărie de vară, și mama s-a apucat să facă cozonacii de Paște. Nu mers deloc, a luat-o, era tragedie mare. Și la un moment dat, cum o fi, băgăm în cuptor. Când a luat gurarul, erau niște cozonaci de cofetărie, ceva uimitor. Și mama atunci a început să plângă și să țipe, mergem acasă. Credința că dacă ți iese cozonacul bun, ai să ai un an bun. Asta nu mai știam eu, că nefiind de-a pământului, ea că nu știam. Eu l-am învățat eu, că mă stătesc, dar... Nu e așa, nu știam. Da, așa este. Dacă ți iese pâinea. Așa, și într-adevăr... La mine e pâinea în sat, pâinea, dacă... Și într-adevăr ne-am întors
Mama a fost înaintea noastră, tata tot nu era. Și pe urmă a venit și m-a luat pe mine, sigur totul era devastat, era în casa noastră, nu ne-am putut duce, că lipseau geamuri, tot fusese devastat, ce să mai spui că era ceva în casă, nu era nimic. Iertați-mă, după cum am înțeles că erau părinți, ca poziție socială, ca... mă gândesc că ați avut o căsuță mai... Da, era o căsuță. Da. Adică mă gândesc că de regulă se alegeau casele cele mai de frunta satului, ca să zic așa, unde... Erau căsuță cu 11 camere. Așa. Da, era. Aveți imagini în acele? Vai de mine, dar cum să nu? Cum să nu? Da, și cât am umblat până am găsit o vecină de atunci, ea avea o poză, am făcut-o și eu, mă rog, să am eu un album cum era casa. Doamna profesoară Natalia Rusu, am rugămintea acum, dacă sufletelul dumneavoastră permite, pentru că sunt momente delicate, acolo ați adunat niște comori în aceste poeme absolut minunate pe care le-ați scris. Dacă puteți pentru telespectatorii noștri... Am să vă citesc ceva care seamănă cu ce am spus. În regulă, pentru că totul e de acolo. Adică da, da, toate sunt de acolo. Se cheamă Privegie. La miezul nopții bat cu pumnul în geam. Vin rușii, strigă cineva din stradă. Vin rușii, adunăm ceva în grabă și prindem caii repede în ham. Fugim înfricoșați de zvonuri rele. Deasupra noastră, avioane stol, al cotropirii nelipsitul sol. Iar noi, fugarii, ținte pentru ele. Și ne luăm doar sufletul cu noi, martiri sfințind cu lacrimi pribegia. Plecați din România în România, privirea ni se zbate înapoi. Fugim, fugim! Și nu înțelegem cum istoria haină ne suprimă, pecetluind în fila ei o crimă, și cum se frâng destinele acum. Pe drum întortocheat și fără scut, tot ocolind cătune și cantoane, sleiți de neodihnă și de foame, am fost ajuns a treia zi la prut. Aici, pe șubred podul către huș, alături de vite și armată, ne-am lepădat de casă încă o dată, să nu ne prindă hoardele de ruș. Sunt ani de atunci, de jale și de dor. De soarta noastră nimeni nu mai știe. Iar un ion nu cred că o să mai vie să treacă prutul ca dezrobitor. Da. Mai avem un pic de timp. Da, e adevărat că ionul despre care noi acum, stimați telespectatori și dragi români și dragi moldoveni, de indiferent de pe care e mal al prutului, noi nu avem voie să spunem cine e Ion, dar dumneavoastră știți cine, pentru că domnul Adrian Năstase, în mandatul dumnealui, a binevoit să ne interzică să-i rostim numele. Deci chiar e lege, eu ca bun cetățean respect legea, dar nu știu, probabil până într-o zi. Doamna profesoară, v-ați întors, ați văzut nebunia. Bănuiesc că după câți ani de ședere sau de fapt ce după câți ani? Deci ne-am întors în 44, în martie, de Bună Vestire, am ajuns în Banat. Așa. A fost o organizare, o super organizare. Fiecare din cei care erau în Basarabia avea adresa unde se prezintă. În Banat. În Banat. Bănățenii au repartizat pe fiecare, nimeni n-a rămas în afară, fiecare a avut gazdă. Este extraordinar în plin război, în retragere, în 44, să găsești tot ce-ți trebuie pentru trai. Este extraordinar. Nu găsim astăzi. Vă amintiți cum îi cheamă pe oamenii aceia? Că nu știu, cine știe, vor fi urmași de lor, poate ne găsesc pe YouTube acolo. Care oameni? La care v-ați spus care... Da, erau niște nemțaici într-un sat german, de șvabi, grabați, la 9 km de Jimbolia. Așa. Dar toate satele acelea aveau basarabeni. Noi am fost primele două familii care am intrat de români în satul acela. Am învățat șpăbește să vorbim, obiceiurile lor, am învățat multe lucruri de la nemții aceia. Absolut. Foarte multe. Arghezi spune, doamna profesor, că n-avem nemți într-o perioadă... Da. Cam seamănă bine cu asta. Am învățat foarte multe lucruri și ne-au marcat pe toată viața. Chiar șederea în Banat a fost benefică. Da. Și ne-am urmat cursurile, n-am putut,
toți să mergem la școală, dar am făcut particular. Din păstrați, câți ați fost? Solo. Da. Am făcut în cursuri particulare, fără frecvență se cheamă astăzi, și am dat examene la Lugoj pentru două clase, am intrat la admitere foarte bine și m-am înscris la liceul de elită Carmen Silva din Timișoara. Purta numele reginei. Așa. Dar, în ultima clasă, deci în 1949, am făcut două săptămâni în Timișoara, la liceu, în continuare, după care ne-am mutat, forțat, că era povestea cu Tito, cu așa, politica noastră, pe mama în Moldova, în Neamț, și pe tata în Prahova. Deci e despărțit încă o dată. Sigur că da. Așa. Da, nu ne-au deportat în Bărăgan. Vă dați seama, asta a fost un avantaj teribil. Așa, și... deci, a doilea liceu la care am urmat în același an, în continuarea celui de la Timișoara, a fost Oltea Doamnă de la Iași. Le-ați nimerit tot pe al... Așa. Și, acolo am fost elevă până la Crăciun, iar după Crăciun am fost la Roman. Deci, trei licee schimbate într-un an. Ziceți încă la Roman, ați venit la Roman Vodă și... Nu, la Roman Vodă, la Sturgea Cantacuzino. Păi era fete, tot pe acolo. Da, liceul de fete. Deci ca Ștaif era da. Ok. Da, era liceul cu Ștaif. Da. Iar m-aș întoarce la dumneavoastră să... Eu știu, în actualitatea asta, ați pomenit de așa, de Uniunea Europeană, de... În regulă, perfect, frumos, sună, drăguț, așa, dar... Oare, cum să spun, chiar a avut cineva grijă, așa cum se cuvine, de Basarabia? Mai ales că, iată, se pune problema unui hotar de est, eu știu, și faptul că e limpede că e România, toată lumea știe, mă, tot să facă, nu știu. Eu nu cred că a avut cineva grijă de Basarabia. Cred că oamenii de acolo au avut grijă ca Basarabia să fie cum este astăzi. Nu cred că am avut un protector cum a fost Ion, de care a pomenit doamna... Atât să spuneți, că oamenii știu și cu atât timp mai bine, că da. O să se străduiască... Da. Ion este un nume emblematic pentru exact. Români, așa că și Rebreanu exact. Are roman, așa exact. Că... Nu avem voie să spunem, doamna Adrian, asta... Ion și punct. Așa. Da. Deci n-am avut un protector sau n-a avut Basarabia de astăzi un protector ca să fie cineva, ci oamenii, repet... Nu s-o țină în brațe, se ofere ceea ce îi se cuvine, atenție, nu, nu e, ca n-a fost lămăresc. Nimeni, nu cred, după părerea mea, nu. Oamenii de acolo s-au luptat cum au putut, cine a dorit, cine nu era rus venit la fruntea unei biserici, a unei școli, a unei nu știu ce, da? Așa. Ceilalți oamenii care au rămas și s-au întors din ce spuneam la început, din Siberia, au vrut și au ținut neapărat la tradiție, și la purta cultură, crucea cu vrednicie, cu... la cultură, la tot ceea. În schimb, cei care ar fi trebuit să aibă grijă, cum nu le dați la... numele, măcar atât da, să nu, facem. Nu, cu siguranță nu. Da. Rămâne tot asta, apropo, ca să îmi permit eu să închei așa. Rămâne tot Maria sa Ștefan și Maria sa Eminescu acolo, cei care o păzesc. Când aud basarabenii de Ștefan cel Mare, plâng, pentru că bucuria lor a fost enormă când a fost canonizat și când vine zilele în iunie și în februarie la Eminescu, iarăși e sărbătoare. Asta și probabil, zici. Da, doar cu atât mai rămân oamenii care... Sfință exact. După Dumnezeu. Exact. Ăștia care înțeleg spiritul ăsta, că exact. Despre asta discutăm. Ăștia cred că au avut grijă de Basarabia. Exact. Nu știu dacă e cineva care... Exact. Doamna profesoară Rusu, v-aș întreba același lucru. Aș simțit că vă, adică aș nuanța un pic și cu ghilimele, ca să nu înțeleg că mă duc la biserică, știu ce caut acolo, aș simțit în tot acest timp în care singur ați spus și vă înțeleg, pentru că și eu am sufletul așa, știu eu numai acum la fiecare răsărit, așa cum îl socotesc, aș simțit că în toți acești ani v-a răzbunat cineva?
nu, nici nu vreau răzbunare. Răzbunat, înțelegeți, în sensul că am zis că mă duc la biserică, știu ce caută, nu răzbunare de aia. Nu. Cu ghilimele. Nu ne-a răzbunat nimeni, dar încă, dacă mă gândesc la situația prezentă, încălcările continuă. Exact. Și așteptăm. Nu știu ce, că din afară nu ne vine niciun ajutor. Singurul lucru pe care îl putem face este noi. Stă în puterea noastră, vreau să spun. Numai noi putem să facem ceva. Ceea ce e și la noi în țară, în definitiv. Absolut. Nu putem aștepta din afară să ne vină nu știu ce ajutoare. Dar dacă aș spune eu acum, asumându-mi tot ce presupune să-mi asum în contextul ăsta, făcând o astfel de afirmație, dacă aș spune eu acum că oamenii aceia, toți, și tinerii, în mod special, sunt mai vrednici ca ăștia de peste prutul malul nostru. Mi-e greu să spun am asta, greșit, dar am să spun altceva. Nu toți. Am nu, să vă spun altceva. Gesturi, ca... Există ceva care ar trebui să ne dea nouă de gândit. Să ne ridicăm nasul un pic mai sus, să fim cu coloana vertebrală mai dreaptă și să privim altfel propriul nostru popor. Sunt popoare care au cultul propriului popor. Noi nu-l avem, din păcate. Francezii, de pildă, ar fi unii. Dar, mă rog, nu intră. Iată, de exemplu, acum câteva zile era o emisiune foarte frumoasă la radio despre cele 12 milioane de români din afara granițelor. Sunt 12, 13, da, e o cifră. Da, da, da. Așa. Între care sunt niște oameni de bine, cum se spune, care trăind foarte bine, foarte bine trăind în străinătate. Da, da, dar fiți atenți ce fel de oameni sunt, de clasă. Așa, și care oferă burse tinerilor de la noi. De la noi, când spun România. Așa. România, da. Așa. Și face acest domn Popa, care este un om extraordinar, el face chiar și bursele, oferă, spune așa, din 105 elevi, studenți, tineri, care învață în străinătate, 103 sunt premianți. Poftim? Doamna Rusu, nu fie același domn care o cumpăra și m-am scris la Ciolan de la ultima licitație la Paris? Nu cred, nu cred. Nu, 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 ăsta e un om în vârstă. Nu, ăsta e un om în vârstă. Cred că i-a ciuat în Canada, așa am eu impresia. Deci un român adevărat. Da, și are acolo, el vine des în Basarabia, dar și am impresia că e chiar basarabian. Și vine, dar se duce acolo că are familia. Înseamnă copii și nepoți. Și nu se poate desprinde de ei. Mai avem tare puțin. V-aș ruga, la un moment dat, noi cu, pe 27 martie, am făcut și o știre cu acel dialog purtat atunci. Domnul profesor Rusu, copiii ăștia, generațiile care vin acum, din diverse pricini care, de care nu se fac vinovați. Nu sunt, nu sunt vinovați. Așa. Nu spă făgașul, nu știu, așa spun eu, așa am observat eu, dacă greșesc cine dorește cu argumente să mă corecteze, nu știu tot ce trebuie să știe ca la un moment dat să apere, iată, toată această suferință martirică a neamului ăstuia și dinspre Basarabia, dinspre Ardeal, multă, multă, multă. Ce facem cu copiii ăștia? Au un semnal corect, știu calea cea dreaptă. Testament. Nu, nu, nu. Harta din noi. Vă rog. În fiecare dintre noi o bucățică mică dintr-o hartă. Iar dacă vrei să o recompui, adună la oaltă segmentele, fragmentele cu oameni, ape, țari, în văi și nu uita cetățile, mărețele. Nu-i greu să-l chem pe fiecare cu părticica lui, dar nici ușor, căci unul-i viu, altul-i surcele. De unde-l iei și cum îl pui, căci nu sunt bine părțile între ele. Va trebui să așteptați un an, mai mult, până vom trece toți eterne punți. Și acolo, în întinderea albastră, noi vom reface scumpă harta noastră. Iar voi acei nu veți mai ști că țara voastră e ciuntă și trădată și nu veți întrege-o poate niciodată. Să ne ajute Dumnezeu să nu greșim. Să nu fie adevărat. Iară, cu ce speranță pentru, în două vorbe, și am să rog colegul să pregătească baladă pentru Basarabia, să încheiem așa cum noi tot timpul am avut o speranță, noi, că așa să-i firea noastră, să fim cândva un întreg.
să ne ajute Bunul Dumnezeu, dacă colegul a pregătit așa și cred că ne încadrăm chiar cum se cuvine. Vă mulțumesc pentru prezență, să ne ajute Dumnezeu la toți românii, vorba cântului, Doamne, ocrotește-i pe români, pe noi, cu toți românii. Nu știu ce spune, că a gustat și el. Cu toți românii, da, mulțumesc pentru prezență, oameni buni, rămâneți cu baladă pentru Basarabia, cum am spus, balada pentru Basarabia.